Un vulcan a erupt duminică în insulele Canare după o săptămână de activitate seismică accentuată. Vulcanul se află pe La Palma, a cincea insulă ca mărime din arhipelagul spaniol, în largul coastei vestice a Marocului. Erupția a avut loc în jurul orei locale 15 în insula spaniolă La Palma din arhipelagul Canare. Serviciile de urgență au evacuat aproximativ 2000 de locuitori din insulele Canare în urma incidentului, dar Garda Civilă a Spaniei a declarat ulterior că ar putea fi nevoie să evacueze până la 10.000 de persoane. Mai multe case izolate au fost distruse de revărsările de lavă, iar pompierii au fost chemați să intervină pentru a combate incendiile de pădure provocate de erupție. Președintele regional al insulelor Canare, Ángel Víctor Torres, a anunțat că, din fericire, nu există victime. Zborurile spre și dinspre insulele Canare, o zonă extrem de populară printre turiști, nu au fost afectate de erupție, care vine în urma unei serii de cutremure în această săptămână cu magnitudinea de 3,8. Ultima erupție din insulele Canare a avut loc subacvatic în largul coastei insulei El Hierro în 2011. Incidentul a durat 5 luni.